Ziua 69. Iubirea și rugăciunea sunt două experiențe ale aceleiași energii. Iubirea este pământeană, rugăciunea este mai degrabă nepământeană. Dar experiența este aceeași. Iubirea are limite. Ea are loc într-o persoană și o altă persoană. Rugăciunea este nelimitată. Ea are loc între o persoană și existența impersonală. Și este așa numai la început, pentru că atunci când ești în relație cu existența impersonală, persoana ta se pierde. Este ca o picătură de rouă care cade în ocean. Nu poate să rămână picătură de rouă. Este condamnată să își piardă limitele. Va deveni oceanul. Nu pierde nimic, câștigă totul, dar vechea identitate îi va fi dispărut.